2011 campion național. Astăzi la DigiSport îl am alături de mine pe cel mai tânăr câștigător al CNR, Vali Porcișteanu. A început în 2003, în 9 ani de zile a evoluat foarte mult, însă despre toate acestea, despre adrenalină, macadam, asfalt, cai putere, vorbim astăzi cu un specialist. Vali, mă bucur că ești la DigiSport și mulți fani ne-au scris: unde este Vali? Vrem să-l cunoaștem pe Vali, să știm cât mai multe lucruri despre acest campion. Până în 2003 vrem să știm ce ai mai făcut până să te apuci de raliuri. Păi n-am mai făcut foarte multe lucruri legate de motorsport. Singura chestie, când doream foarte mult să ajung să practic acest sport de performanță. Aveam un talent de când am fost mic. Mi-au spus părinții că făceam tot felul de lucruri trăznite și și-au dat seama că am ceva în comun cu acest sport. Și am reușit în 2003 să debutez. A fost un început foarte greu, a trebuit să achiziționăm o mașină, pe vremea aceea o Dacia Nova cu puțin bani, făcută mai din bucăți, am reușit să ne aliniem și noi la start și am reușit să avem rezultate bune chiar din primele două etape, două podiumuri. Toată lumea a zis că vom avea un cuvânt greu de spus, pentru că din prima, fiind să zicem no name, am avut rezultate bune și s-a confirmat. În anii următori, în 2004, am mers tot cu aceeași mașină, am mai evoluat pentru că deja făcusem doar două etape în 2003. Și 2005, 2006, 2007 am mers cu un Citroen Saxo, am câștigat două locuri secunde la trofeu în 1-6, iar în 2007 am reușit să câștigăm clasa și am zis gata, dacă am reușit să câștigăm aici, mergem mai departe. Pentru că ăsta a fost targetul, am zis să nu părăsim clasa respectivă la care se încadrează mașina până nu câștigăm tot ce se poate acolo. În 2008 am făcut pasul către un Mitsubishi Evo 7, o mașină integrală. A fost un an de acomodare, am terminat pe locul 10, iar din 2009, cu mașina pe care o vedem aici în spate, din prima etapă am reușit să câștigăm, a fost prima victorie, am terminat pe locul 4 în acel sezon, 2010 vicecampion și 2011 campion. Spuneai că anul 2010 practic te-a ambiționat, sau mai bine zis, toată echipa a fost ambiționată de locul 2 și a spus că în 2011 trebuie să dați lovitura. Pe ce v-ați concentrat sau ce modificări ați mai făcut? Pentru că sigur ați făcut un update față de anul 2010. Da, în 2010 am fost extrem de aproape de câștigarea titlului, puteam să o facem și atunci dacă depuneam o contestație, dar am considerat că viteza pe probele speciale în 2010 a fost mai mică decât a câștigătorului și să ne mulțumim cu locul secund, pentru că oricum este o performanță bună. Iar în 2011 am avut parte de un sponsor puternic alături de noi. Am fost foarte motivat să demonstrăm că putem câștiga un titlu și am avut și noroc, pentru că fără rău nu poți face nimic. Echipa de asistență tehnică și-a făcut treaba impecabil și toate puse împreună au dus la câștigarea titlului. Fără niciuna dintre cele necesare nu poți face performanță. Continuăm discuția noastră despre Valentin Porcișteanu aici în platoul DigiSport, unde îl am alături de mine pe Florin Ion, comentator sportiv, realizator de emisiuni și producător TV, dar nu în ultimul rând specialist în motorsport. Bun găsit, Florin! Bun găsit tuturor! Vorbim despre Vali Porcișteanu, cel mai tânăr câștigător din campionatul național de raliuri, campionul de anul trecut. Ce impresie ți-a făcut acest pilot? Da, cred că se poate face o descriere foarte rapidă. Foarte tânăr, foarte rapid, foarte spectaculos și bine. Bineînțeles, este campionul național din 2011. Este un campion foarte ambițios, el își dorește foarte mult să participe la campionatul mondial. O ambiție sau un vis aproape imposibil, ce consider? Din câte știu, din punct de vedere financiar, este foarte greu. Am avut piloți în campionatul mondial, cei drept la grupa N, niciodată la clasa mare VRC. A fost Titi Aur la începutul anilor 2000, cu un buget chiar consistent, sute de mii de euro. A fost și Claudiu David acum câțiva ani, de asemenea la grupa N. Cei doi au reușit să puncteze, asta impresionat, dar din păcate mai apoi proiectul a cam murit încet, încet din cauza lipsei resurselor necesare, din cauza lipsei banilor. Până la urmă acesta este obiectivul fiecărui pilot din campionatul național care dorește să meargă fie în IRC, în acel challenge intercontinental, fie în VRC, în campionatul mondial de raliuri. Din câte știu, în prezent, pentru a merge în campionatul mondial de raliuri, ai nevoie de un buget de aproximativ 50 de milioane de euro pentru a sta liniștit, pentru a te axa pe ceea ce înseamnă pilotajul, pentru a nu mai face nimic altceva. Pentru IRC, fac o paranteză, anul acesta vom avea și noi o etapă de IRC la Sibiu, e nevoie de un buget ceva mai mic, dar oricum e vorba de milioane de euro până la urmă.
Ca și piloți favoriți am avut, să zicem de mic, o atracție pentru piloții finlandezi. Pot spune că este țara cu cei mai mulți piloți licențiați și la ei este o tradiție. Vali Borcișteanu îi apreciază foarte mult pe piloții din Finlanda, ce au ei și n-avem noi. Probabil e o chestiune genetică. Dacă vrei să fii pilot de raliuri, un pilot complet de raliuri, se spune că trebuie să fii de undeva dintr-o țară nordică. Finlanda, Norvegia sau Suedia. Bine, notă distinctă alsacianul, francezul Sebastian Loeb, dar cred că e ceva genetic până la urmă. Astăzi la Profil de Campion veți afla totul despre regulamentul din raliu, despre echipament, despre matriculare, tot ce ține de acest sport. Vali, am înțeles că acest lucru este obligatoriu. Acum l-au și piloții de Formula 1, spuneai. Da, acolo a început. Este vorba despre sistemul HANS. Head and Neck Support este gândit să protejeze gâtul în cazul unui impact frontal sau lateral. Inițial el a fost introdus în Formula 1, dar treptat a apărut și în raliu, pentru că au fost multe cazuri în care s-au întâmplat accidente și să zicem că echipajul nu a fost atins, dar au fost decese din cauza rupturii de cervicală. Este foarte important, protejează foarte bine gâtul și chiar dacă ești puțin restricționat, vom vedea mai târziu că mă urc în mașină, el este foarte, foarte binevenit. În afară de echipament, vreau să mai spun două lucruri despre mașină. Mașinile, în general, sunt cu toate actele în regulă, înmatriculate, cu asigurare, cu ITP valabil, omologate de curse pentru că au modificări față de versiunea de serie. Mașinile, atunci când le vedem pe stradă, în timpul raliului, multă lume nu înțelege ce, dar de ce merg mașinile pe stradă și sunt la raliu, pentru că raliul se desfășoară pe probele speciale, dar între probele speciale sau pentru a ajunge la ele sau către parcul de servici trebuie să te deplasezi pe stradă. De aceea mașina trebuie să corespundă cu toate actele în regulă și echipajul, evident, este prezent fără cască și fără echipament, pentru că merge încet respectând regulile de circulație. Se ajunge la proba specială, înainte de start este mai mult timp și începe pregătirea. Această pregătire o să o exemplific exact acum. Mai trebuie spus că fiecare dintre părțile echipamentului, adică cagulă, mănuși, combinezon, toate bluzele pe dedesubt, încălțări, scaune, cască, HANS, toate au omologare valabilă 5 ani de zile și sunt ignifugate. Încălțările văd că sunt destul de comode, așa sunt... Da, cu etichetă de omologare. Am înțeles. Trebuie cu talpa subțire pentru a simți... În ei ai luat campionatul anul trecut, nu? Da, mă rog, a fost schimbat la ultima etapă, că a fost schimbată culoarea cu sponsorul, dar ei sunt cei mai importanți pentru că a fost la ultima etapă când s-a decis titlul. Înțeles, mănușile din ce material? Mănușile sunt gândite special să nu alunece și din material ignifugat, la fel cu omologare. Deci totul este absolut foarte important să fie omologat. Pregătirea începe prin echiparea cu cagulă, urmată de cască. Copilotul are aproximativ același echipament sau identic? La fel. Numai că nu are mănuși, pentru că nu are nevoie la dictare. Se face legătura. E foarte important să fie casca legată. S-au întâmplat cazuri când a zburat din cap. Firul de la comunicație și începe urcarea mașinii. Prinderea centrurilor în 6 puncte. Comunicația trebuie introdusă pentru a ne auzi, pentru că este foarte mare gălăgie și cu casca în cap nu auzi absolut nimic. Mănușile, te rog. Mănușile, da? Foarte multă lume se întreabă de ce mașinile de curse nu au airbag-uri. Și volanul este unul foarte simplu și fără nicio protecție. Răspunsul este extrem de simplu. Având în vedere că ești legat de scaun cu centurile, nu te poți deplasa în nicio poziție. Deci n-ai nevoie de airbag pentru că, indiferent ce face mașina, pilotul sau copilotul este în aceeași poziție.
chiar dacă te răstorni, chiar dacă ai un impact frontal lateral, aceste centuri te țin foarte bine. Iar acest haz vine sub centuri și ține capul în cazul unui impact frontal în aceste cordeluțe. Dar ești un pic limitat ca și mișcare. De aceea, la început, piloții de la Liviu au fost nemulțumiți de introducerea hansului, dar safety first. Know what time it is. Povestește-ne puțin așa ce se întâmplă într-o cursă. Este foarte importantă dictarea pe care mulți oameni o aud din afară și nu înțeleg mai nimic din ce se vorbește acolo. Stânga 3-2 cu atac târziu. Legat de dreapta 4-5 scurt. 3-2 cu atac târziu și legat de dreapta 4-5 scurt. 100 șerpuit și denivelat. Înainte de concurs se face o sesiune de recunoaștere cu o mașină de stradă apropiată de cea de curse. În trafic deschis, copilotul notează ce îi spune pilotul, acele viraje și toate detaliile care se găsesc la fața locului. Sunt admise maxim 3 treceri, în următoarele se începe dictarea copilotului cu acele notițe pe care le-a scris la prima trecere, se merge puțin mai repede și pilotul modifică dacă este nevoie de modificat, după care pe acel drum se mai ajunge în momentul startului, asta însemnând la o zi, două diferență față de atunci când se termină recunoașterile. Surprize pot apărea pentru că se poate schimba vremea, pot apărea zone cu zăpadă, cum avem la Brașov, mereu surprize în prima etapă a sezonului. De aceea avem nevoie de niște spioni, sunt supranumiți, care merg înainte de startul cursei pe acel traseu și văd diverse modificări dacă au apărut față de dictarea noastră și sunt comunicate copilotului. Noi mergem la start, copilotul începe să dicteze, iar pilotul nu face altceva decât să meargă după acea dictare. Adică multe dintre viraje nu se văd, sunt ascunse și copilotul spune, stânga 3 să spunem, înseamnă un grad de dificultate de la 1 la 6. Și pilotul trebuie să se gândească ce are de făcut la aderența respectivă, la setarea mașinii din acel moment, fără să se gândească ce viteză are mașina, cu ce viteză trebuie să intre în acel viraj. Este un pic mai complicat de perceput acea dictare. Contează foarte mult legătura între pilot și copilot, pentru că un copilot bun este copilot bun alături de pilotul cu care am mers și cu care face performanță. Eu, de exemplu, alături de copilotul meu, Dan, suntem încă de la început, am crescut împreună, am înțeles împreună ce înseamnă acest sport, am învățat toate detaliile, am trecut prin multe evenimente pozitive și negative și pot spune că suntem un echipaj complet. Eu alături de Dan, pentru că mereu, deși sunt singur, vorbesc la plural, întotdeauna copiloții sunt în umbră și nu ies la rampă ca și piloții, dar sunt extrem de importanți. Ne-am dorit foarte mult să facem performanță, iubim acest sport, nu există nimic pe lume mai important decât acest sport pentru noi și asta contează foarte mult, pentru că de când te trezești dimineața nu visezi altceva și în acești 9 ani am muncit foarte mult, am trecut prin multe evenimente, am avut și ieșiri în decor, orice pilot a avut ieșiri în decor, nu există unul fără așa ceva. Dar am trecut peste toate, am avut și momente bune și momente grele, ne-am dorit să trecem peste toate și am ajuns la o performanță bună, dar să zicem că nu foarte tânăr, pentru că mă apropii de 30 de ani și dacă vreau să fac o carieră în campionatul mondial, deja este un pic cam târziu. Trebuia să am, să zicem, maxim 24-25, pentru că se spune că după 30 de ani deja pentru performanță de înalt nivel ești un pic cam bătrân. La 2-1 rotund și închide.
ar fi echipajul cel mai bun ca adversar din campionatul nostru? De cine vă temeți așa? Cu cine vă duelați cel mai mult? Sunt foarte mulți piloți rapizi la noi în țară. Din 2008, de când au venit piloți din afara țării, nivelul campionatului a crescut foarte mult. Mulți piloți români s-au supărat pentru că au luat bătaiele acasă și au zis că nu-i normal să vină piloți de afară și să câștige titluri naționale în alte țări. Asta s-a întâmplat în 2008 când a venit Jarkko Miettinen din Finlanda și Gergő Szabo din Ungaria. Nivelul campionatului a crescut foarte mult. Eu mă bucur și de fiecare dată spun că dacă ei nu veneau aici, nivelul nostru era unul foarte, foarte slab. Odată cu venirea lor, toată lumea a trebuit să accelereze mult mai mult pentru a ține pasul. Unii au reușit, unii nu. Ei vom avea în continuare alături de noi în acest an și pe Gergő Szabo, pe Marco Tempestini, pe Bogdan Marișca. Titi Aur, din păcate, s-a retras, are 8 titluri de campion și acum se gândește la școli de pilotaj și școli de conducere defensivă. În afară de Gergő din Ungaria, se mai anunță o prezență sau chiar două din Ungaria. Mulți piloți valoroși acolo sunt atrași de către campionatul național. Va fi o luptă grea, va trebui să tragem tare, de-aia am spus și de mașină că vrem să fim pregătiți la maxim. Nu va fi ușor deloc, va trebui să forțăm, noi vom fi acolo prezenți, sper, la fiecare etapă pe podium și la sfârșitul anului sperăm să mai câștigăm încă un titlu. Dacă va fi să nu, oricum mergem mai departe pentru că avem tot viitorul în față. Valentin Porcișteanu trăgea un semnal de alarmă și spunea că venirea străinilor în campionatul nostru practic este un lucru foarte bun, pentru că această concurență îi determină și pe români, eu știu, să schimbe mașinile, să-și atragă sponsori, dar alții, spunea Vali, n-au fost încântați de venirea acestor străini pentru că se gândeau, domne, vine ăștia să ne câștige nou campionatul. Până la urmă, pozitiv sau negativ? E o discuție foarte interesantă aici. Într-adevăr, părerile sunt împărțite în România. De ce? Vin străinii, poate că sunt mai buni. În acest fel se împiedică ieșirea în fața românilor. În acest fel poate că se omoară în fașă acel talent național, acel talent domestic. Pe de altă parte însă concurența face bine și avem exemple pozitive în acest sens. Mă gândesc la ce s-a întâmplat în Statele Unite, la ce s-a întâmplat în Marea Britanie. În prezent, cel mai puternic campionat național de motociclism este în Marea Britanie. A fost până prin anii 90 în Statele Unite. Aceia sunt inventatorii motociclismului, americanii. Din această concurență, aducându-se talente din Japonia, din Australia, de peste ocean, aducându-se în Europa, s-a creat concurența și de aici au ieșit mai apoi piloți foarte, foarte buni, solizi, care au mers cu rezultate în campionatul mondial. Pe de altă parte, ce s-a întâmplat în Marea Britanie? Rămân la acest exemplu. Aducându-se străinii, britanicii au dispărut, au fost ani de zile fără piloți britanici în campionatele mondiale și asta s-a simțit. Ratinguri TV, publicitate, sponsori implicați, sunt și plusuri și minusuri până la urmă. Am avut ocazia să fiu în 2011 alături de Jarkko Miettinen la un curs de pilotaj făcut cu el acolo. El este campionul României din 2008 și m-am bucurat să fiu alături de el, să învăț unele secrete finlandeze. Am reușit să le aplic încă de la țara bârsei de când am venit în campionatul național. De participările externe am avut ocazia în 2009 să merg la două raliuri în Italia și în Croația, două etape de campionat european. M-am înscris acolo într-o cursă, să spunem, pentru două locuri oferite de către Pirelli pentru a merge 6 etape în campionatul mondial susținut complet, deci fără niciun ban, doar cu casca în mână și luai startul în 6 etape de campionat mondial. Știam că va fi greu, am mers în aceste două etape pentru a ne califica, am reușit să o facem. A urmat etapa decisivă, finala din Austria, acolo am avut cel mai mare ghinion pe care nu am avut în toți acei ani. S-a strâns totul în acea zi și am avut parte de multe ieșiri în decor, de multe defecții la mașină. N-a fost să fie. Siguranță ne dorim și vrem în continuare să mai luăm startul în etapele din afara țării, pentru că dacă rămânem doar aici nu vom crește. Probele speciale se repetă în fiecare an și deja multe dintre ele sunt plictisitoare și le știm pe de rost. Trebuie să parcurgem mereu kilometri de probe speciale, fie pe macadam, fie pe asfalt noi, pentru a merge pe dictare 100% și a reușit să creștem. Eu așa o văd și îmi doresc nespus de mult să reușim să mergem în campionatul mondial, dar până acolo mai este campionatul european și campionatul IRC. Trebuie să ne apărăm titlul câștigat în sezonul trecut, vrem să demonstrăm că nu a fost accidental, oricum toată lumea știe că îl merităm pe deplin. Nu știu dacă ai un fan club la AB
Brașov, dar sunt oameni care ne-au scris de acolo, locuitori pur și simplu pasionați de cursele de raliu. Mi-ar dori să mai știu așa, în câte ceva despre Valentin Porcișteanu, în afara curselor, cum este el ca om, ce hobby-uri are, cum te-ai caracterizat tu? Nimic special, sunt un om normal, pe stradă toată lumea mă întreabă cum merg și sunt foarte surprins când aud că viteza de deplasare este una foarte mică. Sunt extrem de atent, gândesc de foarte multe ori mișcările mele și a tuturor celorlalți participanți la trafic. Această participare în lumea curselor te face să gândești un pic altfel și să-ți dai seama ce înseamnă viteza și unde se merge cu viteza și în ce situații. Tot ce facem noi este în cadrul organizat și securitatea este foarte strictă, deci nu are nicio legătură cu ce se întâmplă pe stradă. În afară de asta îmi place foarte mult să schiez, mă bucur că am venit multă zăpadă, o să vreau să merg în continuare pe pârtii. Schiul în general este foarte apropiat de raliu, mulți piloți de curse sunt și foarte buni schiori. Îmi place foarte mult să merg cu bicicleta, sunt un mare pasionat de muzică, în tinerețe am fost DJ la un post de radio în Pitești. Eu de fapt sunt bucureștean la bază, dar m-am transferat în Pitești de ceva vreme. Îmi place foarte mult acolo s-a dezvoltat și business-ul de familie care ne-a ajutat foarte mult la început să luăm startul în acest sport. Și cam asta e viața mea, București, Pitești. Să vedem cum arată și motorul, surpriză sau nu? Arată exact ca la o mașină obișnuită, o mașină de stradă, dar ce îmbunătățiri, ce ar fi diferit, Vali? Deci pe din afară nu se vede mare lucru, în motor sunt foarte puține modificări, prezoane la chiuloase și la biele, vedem conducte de benzină diferite, conducte de frână, vedem o baterie mai mică, vedem o prindere diversă a suspensiei cu diferite flanșe, iar modificarea, cum am spus mai devreme, cea mai mare este în interiorul cutiei de viteze, carcasa exterioară este aceeași, dar modificarea este înăuntru și aia contează foarte mult. În rest, toate elementele de serie, radiatoare, intercooler, totul absolut așa cum e din fabrică, pentru că este o mașină de grupa N, adică o mașină care respectă caracteristicile de serie și este foarte, foarte apropiată de cea de serie. Întrebam de consum, pentru că oamenii sunt disperați. Dom'le, cât îți consumă mașina? Păi hai să spunem, consumă 100%. Bine, o benzină specială, spuneai tu că vă alimentați, dar la un moment dat, în timpul cursei, 100% nu-i cam mult? Da, la curse nu mai contează consumul. Avem la un anumit număr de kilometri zone de realimentare. Rezervorul este cel de serie, adică undeva la 55 de litri, dar sunt gândite, în funcție de consum, să avem aceste zone de alimentare. Se termină cursa, o aduceți la garaj, da, pentru, mă rog, reparații. Toate consumabilele probabil sunt la zero. Ceva probleme, unde sunt cele mai frecvente probleme? La motor, la plăcuțe, suspensii, unde ar fi? Nu, motorul este cel care, să zicem, că durează cel mai mult. Este gândit să lucreze undeva la 1500 de km de probă specială. Asta înseamnă un sezon și ceva. Mașina când ajunge aici în atelier este desfăcută complet, în acele 3 sau 4 săptămâni de pauză până la următoarea etapă se verifică absolut tot, fiecare piesă în parte este desfăcută, fiecare șurub, anumite componente se schimbă la kilometri, nu dacă s-au stricat, pentru că trebuie să mereu să previi orice defecțiune. Posibil să te vedem și pe două roți curând, poate atunci când te vei plictisi de cei prin România. Nu mi-a plăcut niciodată motocicletele. Merg foarte, foarte des cu bicicleta, dar cu atenție, pentru că dacă pățim ceva, o ruptură de mână sau picior, avem probleme în etapele care urmează. Nu mi-a plăcut pentru că mă simt mult mai bine în mașină, unde ești legat de scaun cu acele centuri speciale, unde ai o protecție. Pe motor este foarte periculos pentru că nu te ține nimic, te ții singur și poți cădea foarte ușor.
În final te-aș ruga să le transmiți ceva telespectatorilor DigiSport și mai ales fanilor care tot timpul sunt cu ochii pe tine. Fanii știu exact ce se întâmplă, sunt foarte atrași de acest fenomen. Sperăm să-i vedem în continuare într-un număr cât mai mare pe marginea probelor. Eu voi fi la fel de spectaculos de fiecare dată, nu-i voi dezamăgi niciodată. Cu toate ocaziile, în afara etapelor de campionat național, voi fi prezent și voi face spectacol. Iar cei care nu cunosc acest sport și au auzit foarte puține, trebuie să vină și să vadă de pe margine. Dar nu este de ajuns. Orice fan sau spectator care a reușit cel puțin odată să se urce pe un scaunul din dreapta în mașină și a schimbat complet viziunea despre acest sport. Eu sunt un pilot care îmi doresc foarte mult să am cât mai multă lume alături de mine pentru a le transmite ce simțim noi în mașină și toți sunt foarte, foarte impresionați și schimbă complet ideea despre acest sport. Ce se vede la televizor este impresionant, dar nu ca pe margine sau ca în mașină. Deci toată lumea trebuie să vină, cel puțin pe marginea probelor, să vadă cu adevărat ce se întâmplă acolo. Vali Porceșteanu îi chema pe fanii raliului la diverse competiții să vadă exact cum este atmosfera și mai ales să încerce, măcar din curiozitate, să se urce într-o mașină de curse. Tu te-ai urcat. Ce experiență ai trăit? Da, am avut acest privilegiu acum câțiva ani pe circuitul de karting de aici, de lângă București. Pe Amkart am stat în dreapta lui Bogdan Marișca. Este ceva incomparabil. Sau aș putea să fac o comparație. Acum puțin timp am stat lângă un monopost de Formula 1. Chiar am fost în mijlocul circuitului și treceau acele monoposturi la 2-3 metri. E ceva incomparabil. Dacă nu trăiești pe propria piele senzația respectivă, e greu de înțeles. A mai rămas foarte puțin timp până grila de start va reveni la DigiSport cu Florin Ion, bineînțeles, și colaboratorii lui. Alte surprize din domeniul motorsport, ce ne-ai mai pregătit în 2012? Da, chiar anunțeam anul trecut, pe final de 2011, vom avea în acest an o nouă competiție din weekendul campionatului mondial de Formula 1. Este vorba despre Supercupa Porsche. Se negociază câteva contracte și cu alte foarte importante competiții. Cei drept avem și loc, avem și unde să promovăm aceste sporturi motorizate. Nu vreau să spun însă mai mult, pentru că deocamdată nu este oficial. Dar, per total, weekendul de Formula 1 anul acesta va fi complet cu GP3. Exclusivitate, informații în exclusivitate, deocamdată n-a apărut pe niciun canal media. Vom avea un român în GP3 anul acesta. Este vorba despre tânărul Robert Vișoiu, 16 ani. Va fi, de fapt, cel mai tânăr pilot din Pluton în 2012 în GP3. GP2, să sperăm, cu românul Michael Herc, Formula 1 și această Supercupă Porsche. Telespectatorii noștri așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă regina la DigiSport. Pe ce dată Formula 1 începe? 16 martie, primele sesiuni de antrenamente în Australia, mai apoi cursa este duminică la 2 zile, 18 martie, așadar.